vara asta, s-a dus pășune la urmă. Așa, da. Probleme cu răpitoarele, cu lupi ați avut? Nu. N-ați avut. Nu, nu, nu. Aveți de vânzare sau? Putem oamenii să cumpere. Nu. Nu mai de vânzare. Ce oi ai adus aici la târg? Băle. Așa se numește rasa? Da, băla. Și de ce e așa bună oaia asta? Coarne bună de lapte. Nu se mai zic. Lâna? Lâna. Lânată, foarte bine îmbrăcată, bine lână. Casa Bucolare. De vreo în jur de 10-15 ani de zile lucrez pe rasa Bucolare. Provine din zona Hasegului. E o rasă foarte, care se adaptează foarte bine în zona montană. Rasă care este productivă. Are un aspect foarte frumos. Prea bun. Anul acesta am încercat să aducem mai mulți crescători de oi să participe la expoziție. Dacă anul trecut am avut în jur de 20 de exponanți, anul ăsta am depășit 30, ceea ce este un lucru bun. Asta înseamnă că de la an la an încercăm să ne implicăm, astfel încât să dăm o amploare cât mai mare a acestui eveniment. Nu sunt mai frumoase ca a mea de oi, așa e oaie așa. Sunt dumitare, sunt? Sau va? Nu, nu. Adică cine le păzește, cine le alimentează, cine le îngrijește, își dau interesul. Și poate să bine. Aibă marfă frumoasă. Rarități ce-au fost astăzi aici. Ați avut oi? Am avut. Și? Și? Nu le mai am. Sordu. Oaia n-are aspectul de niciodată. Nu e mică. N-are aspectul de Da, au coară și oile, nu? Și voi n-au coară, dar uite, diferența la oaie și la un berbec. O poți să pui oaia la cap cu berbecul. Se vrea promovarea unei meserii, să spun așa, foarte veche la noi în țară și care se face cu pasiune și cu foarte multă muncă.